Ne-am cunoscut, ne-am zărit pentru prima dată la salonul auto. Și, nu știu, atunci am simțit așa ceva în șira spinării, un fior. Dar nu i-am dat importanță. Am zis că, știu eu, poate vremea sau orice altceva, dar nu mă gândeam că o să ajung să o cunosc atât de bine. După care am încercat să o revăd, mai mergeam pe la servici, pe la ea, aveam un prieten comun. Colegul ei era prietenul meu și eu mergeam la el, dar vroiam să o zăresc și pe ea. Am așteptat, eu zic, destul de mult timp, un an de zile, ca să o cunosc într-adevăr. Nevăzută, dar te simt, te ignor, dar nu pot să mă mint. Ești în ceea ce respir, ești tu, firul ce mă leagă de miracolul din zori, când din viscol.
După un an de zile, soarta a făcut să vină la noi la firmă și atunci am zis gata, ăsta e momentul în care trebuie să acționez. Am stat și m-am gândit cum aș putea cel mai bine să o cuceresc. Clasic, nu puteam. Și s-a nimerit să fie a treia zi de Paști. Merg la servici și să-mi vină o idee să-i aduc un buchet de flori într-un coș imens și cu o pască cu care vreau să o impresionez. Și așa am și făcut. M-am chinuit să ajung dimineața la servici, înaintea tuturor colegilor. Am ajuns, am lăsat buchetul de flori la ea pe birou, după care am plecat. N-am vrut să mă vadă, n-am vrut să fiu văzut sau să fie ca o surpriză. Am așteptat timp de o oră, ea nu mai venea. Într-un târziu a ajuns și ea și a avut o surpriză pe care nu i-a mai făcut-o nimeni. A fost ceva serios, dar în același timp foarte plăcut și nou. Pentru că nimeni nu cred că i-a mai dăruit în modul acela un buchet de flori. Nevăzută, dar te simt, te ignor, dar nu pot să mă mint. Ești în ceea ce... Veneam destul de des la un restaurant de pe 9 mai. Pentru că, na, făceau mâncarea mult mai repede. Și într-una din zile, pur și simplu, aveam o conversație mult mai siropoasă, în care Simona a avut o replică de genul îmi vine să te sărut. Și eu, băiat fiind, zic, hai, gata, acum e momentul. Și zic, ce te oprește să faci lucrul ăsta? A, lume și așa mai departe. A, zis, sigur, numai s-o lăudat așa un pic. Și n-are curajul ăsta. După care am terminat de luat masa și în mașină, când am intrat în mașină, eu m-am întors nu știu pentru ce, la care ea mi-a dat un sărut scurt, dar așa a fost ca un fulger. Din cap până în picioare l-am simțit și a rămas fără replică. Deci, am zis, ce a fost asta? A rămas așa gura căscată. Dar, în orice caz, a fost ceva pe care un lucru pe care nu l-am mai simțit niciodată. Să mergem la o nuntă la mare, undeva în Mamaia, și era nuntă de noapte. Undeva în jurul orei 3 dimineața am zis să facem o plimbare, să ne aerisim, chiar nu-și dă seama. Am făcut o plimbare pe faleză, după care ne-am odihnit pe o bordură gen cum ar fi aceasta și am făcut-o să îmi răspundă înainte de a îi spune eu întrebarea, spunându-i, ce ai zis ceva? Eu, ce? Păi ai zis, am auzit un da. Oh, și atunci s-a prins, a început să râdă, să i-au dat lacrimile, se ascundea de mine. A fost ceva foarte frumos. Ești de cristal.
Îmi rămâne în minte și acum, în momentul în care am făcut cunoștință și am dat mâna să ne prezentăm, am avut senzația că îi pătrund în suflet, așa, prin... Na, ochii, poarta sufletului, dar într-adevăr chiar am simțit chestia asta. Îmi spunea ceva atunci că e ceva mai mult decât prima impresie și aparențele și așa mai departe. Privirea aia caldă se simte și se vede și acum prin felul lui de a fi, prin gesturile pe care le face. Venea pe la mine prin showroom-ul de la Chrysler și îl întrebam și ce ai făcut aseară și ce ați mai făcut, ce nu știu ce, și la un moment dat mi-a zis așa, m-am gândit la ce, mă gândeam la tine. Și zic, e, na, te gândeai la mine, de ca ce, cu ce motiv te gândeai tu la mine? Da, da, nu mă crezi, mă gândeam la tine. Și cam aceea a fost, asta a fost prima replică, na, care, să zic, a început să lege. A urmat o ploaie de momente surpriză și recunosc că nu am mai avut parte de așa ceva. Chiar nu am mai avut atât, parte de atâta atenție. Punctul culminant la toate aceste discuții ale noastre și continua apropiere a fost în preajma Paștilor, de fapt după Paști. El încerca să-mi zică că vrea să-mi aducă o pască și vroia să împartă cu mine bucuria aia. Mie mi-era rușine că nu eram chiar apropiați, adică eram foarte, dar nu se făcuse pasul în care să zicem, ok, gata, suntem împreună. Și am refuzat, s-a ambiționat atât de tare încât știam că o să mai urmeze, că povestea continuă, nu se oprește acolo. Și într-adevăr, a treia zi de Paști, când m-am dus la servici, intru în showroom și dau peste doamna care făcea curat. Și eu aud așa din capătul showroom-ului: haideți, domnișoara Simona, că cineva vă iubește foarte mult. Nu înțelegeam cuvintele pentru că eram destul de departe. Am văzut florile, prin mintea mea instantaneu a trecut că, bă, sigur și le-a uitat cineva aici sau se întâmplă ceva cu des așa multe flori. Și când m-am apropiat la birou, parcă mă și văd așa cum îi dădeam târcoale și mă uitam surprinsă, mă uitam la coșul foarte mare cu un ștergar roșu așezat cu foarte mulți trandafiri roșii și bun gust. Și bun gust și pasca lângă. Automat am făcut legătura, am început să râd și l-am sunat instantaneu că să-l întreb ce s-a întâmplat cu coșul ăsta. Făcea evident pe prostul, că aia, nimic, nu știu ce. Și după aceea a recunoscut. Noi am început să ieșim tot mai des, doar noi doi, și evitam să ieșim cu alți colegi. Și în ziua respectivă am fost împreună la masă, la paparații. Eram foarte veseli, eram foarte apropiați, ne era super bine împreună și mi-aduc aminte că da, chiar am simțit, chiar aveam starea asta în care venea să-l sărut și i-am și spus, uite, în momentul ăsta chiar vine să te sărut, la care el foarte vesel și ok, că și de ce nu faci? Am vrut să-l țin așa un pic în tensiune, deși îmi căutam foarte clar momentul și știam că o să fac pasul. Și în momentul în care ne-am urcat în mașină, eu m-am urcat prima, când a tras ușa, s-a întors, s-a și înclinat și s-a întors așa un pic către mine și în momentul ăla l-am sărutat. Thank you.